Maria Ciobanu, ciocârlia cântecului popular românesc, i-a încântat pe români, de-a lungul timpului, cu vocea sa de aur și cu melodiile care au susținut atmosfera la fiecare petrecere sau concert. Artista s-a stabilit, de mai mulți ani, în America, la fata ei, obținând și cetățenia americană, și declară că primește o pensie foarte mică de la statul român. Maria Ciobanu are și venituri suplimentare, ajungând să câștige în jur de $1000 pe lună, reușind să se descurce, așa cum se spune, însă este dezamăgită fiindcă, după o carieră impresionantă, primește atât de puțin bani. Celebra cântăreață de muzică populară primește o pensie de 1200 de lei. Mai stau în America un an, doi, cât o vrea în sus. Anii trec și îmbătrânim și le-am spus, dacă se întâmplă să ne ia Dumnezeu zilele, să ne aducă în țară, că nu vreau să mă înmormânteze acolo, vreau să mă înmormânteze în pământul meu, virgulă, a mărturisit Maria Ciobanu. Ionuț Dolănescu, reacție dură, e perfect sănătoasă. Ionuț Dolănescu a negat informațiile apărute săptămâna trecută care anunțau că Maria Ciobanu este grav bolnavă. Cântărețul a subliniat că problemele de sănătate cu care se confruntă mama lui sunt strict legate de cele specifice vârstei.